Un nou centru din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Cluj a fost inaugurat astăzi la Cluj-Napoca. La eveniment au participat Ministrul Administrației și Internelor Traian Igaș, președintele Fundației pentru SMURD Raed Arafat, Ministrul Sănătății Ritli Ladislau, dar și politicieni clujeni. Deschiderea oficială a început cu o slujbă ținută de Mitropolitul Andrei Andreicuț. Și în zilele venirii tale în trup Hristoase, Dumnezeul nostru, ai dăruit mântuire casei lui Zacheu. 4 ambulanțe au intrat astăzi în dotarea SMURD Cluj. Alte 17 ambulanțe vor intra în dotarea centrelor SMURD din Bihor, Satu Mare, Maramureș, Sălaj și Bistrița Năsăud. Ideea este că acest centru îl considerăm cu impact regional sau zonal, nu este doar al Clujului. Acest centru va deservi și județe limitrofe, cum este Maramureș, cum este Bistrița. Este, pot să spun că este cel mai modern centru, cel mai nou centru care este construit. Mai avem centre la Sibiu, la București, la Mureș și în alte părți sunt 12 centre de pregătire a personalului paramedical. Cele 21 de ambulanțe au fost achiziționate în cadrul proiectului Îmbunătățirea cu echipamente a bazelor operaționale pentru intervenții în situații de urgență din Transilvania de Nord. Că noile mașini și eforturile care au fost depuse de dumneavoastră vor crește capacitatea de intervenție. O parte din aceste mașini vor înlocui mașini care deja sunt uzate, dar o altă parte importantă vor deschide puncte noi de intervenție în județele în care pleacă. Pentru buna desfășurare a activității paramedicilor, ambulanțele sunt dotate cu aparatură de specialitate. Puse de pentru arsuri. Are un sistem care permite perfuzilor să fie încălzite pe timp de iarnă. Nici de această dată situația economică nu este una favorabilă, însă Traian Igaș a declarat că plata salariilor se face corespunzător. Important este că din acest buget reușim în integralitate să plătim cheltuielile pe care le avem, în special legate de salarii, și sigur să refinanțăm celelalte programe pe care le avem în derulare. Orice ministru cred că și-ar dori un buget mai generos. Toate ambulanțele sunt de tip B, de prim ajutor, folosite în cazuri în care persoana nu necesită tratament medicamentos, cum ar fi fracturile sau arsurile minore. Suma investită în Cluj a fost de peste 1.500.000 de lei. În Cluj au fost investite peste 1.500.000 de lei, în jur la 1.550.000-1.600.000 de lei. Centrul de la Cluj este centrul cu numărul 12 și este cel mai modern. Centrul care îl vedeți acum este centrul numărul 12, deci sunt 12 centre de pregătire în țară. Este cel mai modern, pot să spun că și clădire și acest lucru o să fie văzut. Costurile totale ale acestui centru au fost de 738.000 de lei, astfel că aceste acțiuni vor aduce o îmbunătățire în ceea ce privește pregătirea de specialitate pentru paramedicii de pe ambulanțele SMURD, atât din județul nostru, cât și din cele învecinate.